Necazul s-ar părea că a fost iarăși la matematică, deși avem picat și la fizică. Deci matematica la M2, unde se pare că a fost mai dificil, subiectele au fost mai dificile față de anul trecut, au fost probleme. Contestații cum au venit astăzi? Că este încheiată la ora asta. Da. Avem înregistrate un număr de 118 contestații, din care 49 la română, restul la matematică și fizică. Vedeți, eu știu, având în vedere trendul de anul trecut, bănuiala ar fi ca după contestații să mai salte, de regulă așa spune. Speranțe prea mari nu sunt, deși avem un număr mare de elevi care au promovat examenul, dar n-au obținut media 6. Aici probabil că mai sunt oarece speranțe. Domnule director, se tot vorbește despre un bacalaureat diferențiat, iată, unul e liceu teoretic, altul e liceu tehnic. Cum vedeți lucrul ăsta, având în vedere experiența noastră de atâția ani în fruntea unui liceu cu profil tehnologic? Cred că este foarte recomandat ca bacalaureatul să fie într-adevăr diferențiat și mă gândesc mai ales la profilul tehnic, unde se fac foarte multe module, foarte multe discipline de specialitate, dar nu se dau la bacalaureat. Biologia, de exemplu, se dă la bacalaureat, deși în clasele a 11 și a 12, la liceele tehnice nu mai este disciplină de studiu. De studiu, da, corect. Să fie și acesta un motiv care, per ansamblu, trage în jos situația la nivel de țară? Da, se pare că da și sperăm ca să intervină modificări în acest sens în anii care urmează. Cum au reacționat, pentru că a fost un referendum, să-i spunem așa, tot e la mod așa, cum au reacționat elevii vis-a-vis de chestiunea asta? Foarte mulți copii au optat și pentru disciplinele tehnice ca discipline de bacalaureat, la alegere. În regulă. Ce doriți așa la încheiere celor care încă mai au emoții până în 13, ia ca zic cu noroc? Ce să le doresc decât în cazul când nu vor primi media corespunzătoare, să apuce serios de învățat și le urez succes în sesiunea de toamnă.